ziua și de această dată și bun găsit! Surprizele muzicale la domiciliu astăzi vor fi aici, în localitatea Valea Moldovei. Pentru că aici am o sărbătorită. Este vorba despre doamna Toloș, care împlinește o frumoasă vârstă, 54 de ani. Așa că trebuie să-i spunem la mulți ani, să o surprindem frumos și să-i dăruim aceste frumoase atenții. Cofetăria Scala din Suceava i-a pregătit un tort foarte frumos. Florăria Magic Design, un buchet de flori. Am și o sticlă de șampanie, un gând frumos de la cineva de departe și încă o atenție frumoasă pentru o altă persoană. Și un cântec în dar, bineînțeles. Haideți să-i spunem la mulți ani, doamne Toloș. Bună ziua! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Hai, veniți aici! Noi numai ce ne-am... Numai ce v-ați trezit și-au și venit surprizele! Mulți ani! Bună ziua și... Bine ați venit din nou! Bine v-am găsit de această dată, 54 de ani! Doamnă dragă, pentru ziua dumneavoastră vă dăruiesc un tort. Pentru început... Credeți că nu vin doamna Maria și astăzi la dumneavoastră, vreau să vă spun și la mulți ani, pentru că mai e un pic și sărbătorit și ziua de nume. Alina, du-o afară. Un buchet de flori. Asta e Eliza Covale. Oare? Vedem noi. Așa. A venit o muscă. Pentru că tortul este dulce. Ține, măriuța iubita. Așa. Și o sticlă de șampanie, tot pentru dumneavoastră. Mă întreb, oare ați ghicit din partea cui vin eu? La dumneavoastră sau poate nu? Ai, sigur, e Vali cu Eliza și cu soțul meu, cred. Și soțul meu e... E plecat și el, nu? Da, sigur. Ei, soții poate câteodată mai uită. Mai uită de ziua noastră, însă copiii nu au cum să facă acest lucru. Vin cu un mesaj special la zi importantă pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră, la cei 54 de ani pe care astăzi îi împliniți. Și mesajul spune așa. Scumpă, iubită și gingașa noastră mamă, primește felicitările noastre cu ocazia acestei zile minunate. Iartă-ne dacă te-am supărat vreodată. În ciuda tuturor lucrurilor, să știi că noi te iubim și te prețuim foarte mult. Pentru noi, ești cel mai bun om din viața noastră, cea mai dragă, cea mai frumoasă, cea mai bună soție și soacră, cea mai bună în toate. Întotdeauna ai știut să ne susții, să ne ajuți, chiar și atunci când alții ne ignoră. Întotdeauna te bucuri sincer pentru orice succes de al nostru. Pentru toate astea îți mulțumim. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat. Și îți dorim să fii mereu sănătoasă, să nu te întristezi și să zâmbești cât mai mult. Mămica noastră, noi te iubim și îți urăm un călduros și sincer la mulți ani. Cu toată dragostea și respectul pe care ți-l poartă, Valentin, Iulica și Eliza. Iulica e soțul meu. Iulica, așa. Dumneavoastră ce spuneți? Mulțumesc. Ce pentru spune? Această zi frumoasă. Ce? Pot să spun. Cum nimic? Ceva tot trebuie să spuneți. Îi iubesc, îi... Le mulțumesc de sus. Așa. Avem și un cameraman aici care și aniversează ziua de naștere. Este vorba de doamna Toloș Liliana, 54 de ani și sora dumneavoastră geamănă. Stimată doamnă, și pentru dumneavoastră am un mesaj. Felicitări cu ocazia zilei de naștere, iubita noastră mătușă. Lasă visele să înceapă să se împlinească din acest moment,
Iar norocul să vină întotdeauna la ora potrivită, sănătatea să se adauge și toate necazurile să se risipească ca ceața dimineții. Îți doresc să trăiești într-o atmosferă de dragoste și fericire, fără să cunoști tristețea, prin aceste rânduri scrise din suflet, pe care noi astăzi ți le dăruim. Vrei să știi că ești foarte importantă în viața noastră, cu toate că te-am mai supărat și noi, dar sunt lecții de viață. Iar cuvântul iartă-mă sau faptele vorbesc mai mult de fiecare dată. Cu ocazia zilei de astăzi, la mulți ani vă urează Valentin, Eliza și Iulica. Mulțumesc din suflet și mulțumesc că există persoane de felul ăsta. Puteți să veniți și dumneavoastră aici. Sunteți veniți în concediu dumneavoastră, da. Nu? Așa, că și data trecută când am fost la dumneavoastră? Acum 2 ani. Așa. Da, stați așa un pic cu fața și dumneavoastră în pace. Și tu ești nepoțica, nu? Nepoată, da. Lasă aici, dă-i pași. Lăsați-o să stea. Da, uite, stai aici lângă bunica, nu? Sunteți și mamă, și bunică, de și soacră. De tot. Și soție, că altfel nici nu se poate, nu? Încă un gând așa frumos, după care am și un cântec în dar. Ăsta vă rămâne tot dumneavoastră. Le mulțumesc din suflet, să dea Dumnezeu să le țină Dumnezeu norocul. Să fie cu minți. Să vin și la anul, nu? Fiecare la 55, atunci facem da. O cifră rotundă, nu? Și să fie cu minți, să ascult. Cel mai mult îmi doresc. Să le dea Dumnezeu sănătate. Se spune că cea mai bucură. Din greșel să învață. Se toate, fiecare om greșește. Așa că... Soțul! El tace, nu spune nimic. Dar nu m-a spus. Mulțumesc, Iulica. Și un, mulțumim. Și un cântec. Dumneavoastră sunteți mamă? Nu. Nu. Ei, dar aveți nepoței, să zic, așa, care vă sunt alături, la mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani și dumneavoastră, și un cântec în dar. Mama-i una ca și luna, azi mă duc să-i sărut mâna, azi mă duc să-i sărut mâna. Și tâmpla cu ghiocei, că astăzi e ziua ei, că astăzi e ziua ei. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o mânbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani că-i ziua ta, mamă. Nu ai dormit nopți de-a rândul, să-mi veghe somnul și gândul, să-mi veghe somnul și gândul. M-ai purtat la tine-n poală, de la leagăn până la școală, de la leagăn până la școală. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o mânbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani că-i ziua ta, mamă. Am plecat, mamă, departe, departe în străinătate, dorul de tine mă arde. De-aia vin astăzi la tine, că a ajuns dorul la mine, că a ajuns dorul la mine. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți pe-o mânbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani că-i ziua ta, mamă. Ai privirea luminoasă, mamă, când venim acasă, mamă, când venim acasă. Iar când te lăsăm la poartă, tristă ești și supărată, tristă ești și supărată. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți te-o mânbrățișa, la mulți ani, măicuța mea, mamă. Tu-ți vei șterge lacrima, da-ți va zâmbi inima, la mulți ani că-i ziua ta, mamă. Mulțumesc. La mulți ani să aveți parte de sănătate și de tot ceea ce vă doriți. Dragii mei, iată o mamă care astăzi este sărbătorită
și felicitată de către copiii ei, de soț, de familie, de toți cei dragi. Surprize muzicale la domiciliu. Emoțiile sunt ale sărbătoritului, iar amintirea este pentru toată familia. Numai bine tuturor!